Salut și bine v-am găsit la un nou episod. Înainte să încep episodul, vreau să fac o promovare acestui canal, Upzone. Este prietenul care m-a ajutat să fac intro-ul, este un foarte bun prieten, coleg și se va reapuca și el de YouTube pentru că el și-a șters știu de clipuri când au plăcut. Vă rog să lăsați și pe canalul lui like, comentarii, share-uri, subscribe-uri, ce vreți voi. Are 21 de abonați. O să se reapuce să facă videoclipuri. El m-a ajutat cu intro-ul. Vă reamintesc, o să vă las link-ul în descriere cu tot ce trebuie, cu link-ul canalului lui și cu tot. Iar da, nu, acum vă las cu videoclipul meu. Și da, nu uitați să vă abonați la canalul lui. Acum începe videoclipul mult așteptat al meu. Salut, bine v-am găsit la un nou episod, la o nouă serie pe acest canal, Soccer Stars. M-am gândit să fac jocul ăsta pentru că îmi place foarte mult și este pe tematică de fotbal, haideți să vă explic puțin despre joc. Și jocul ăsta te joci online cu jucători. Poți să joci la turnament, la championships sau play 1-1 sau să te joci cu prieteni de pe Facebook sau de pe altceva. Poți să te joci minigame-uri, de exemplu. Uitați-le aici. Facebook-ul meu, levelul meu. Și poți să te joci, dacă nu știu, și single, nu? Unde te juca aia? Aici? Da, aici. A, nu, 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 aici. Aici este altceva. Unde de dai, mă? La 1-1, mi se pare. Dacă nu mă înșel. Da. Și aici joci unde vrei. În Brazil, South Africa, Rusia, depinde ce level ai. Haideți să intrăm puțin și la shop. De aici poți să îți iei chestii de astea, pentru că cu astea joci tu. Poți să-ți iei astea. Premium. Collection, sunt mai multe, nu să vi le arăt eu acum pe toate. Astea sunt ale mele, au unde ne-am upgradable. Ar trebui să-l upgradez pe asta, dar n-am bani. Aici îți cumperi formația de fotbal pe care o dorești. Aici minigame-uri, aici agenții și aici îți cumperi bani și chestii de-astea. Și da, haideți să-i dăm play 1-1. Jucăm mai întâi la Brazilia. Și haide să vedem cu cine picăm, să vedem dacă batem sau nu. Ok, deci trebuie să avem 25 de bănuți ca să intrăm în joc și 50 de bănuți este prize-ul final. Ok, deci jucăm cu Gama, așa-l cheamă. Păi ăsta are level 9. Ok, are level puțin mai mare. Dar nu-i nimic când să încercăm să îl batem. Ok, băi, și dacă vă place ce fac eu pe acest canal, nu uitați să dați like, share, subscribe și comment pentru că asta mă motivează în continuare să fac videouri pentru voi și pentru YouTube. Și sunt foarte mulțumit când se strâng vizualizări, like-uri și toate cele. Acum o să-mi dea un gol. What the? Ok, tipul ăsta... Oh my fucking god, wow. Cred că am avut bulan. Ok, și vă reamintesc că de promovarea lui Upzone. O să vă las canalul în descriere. Cu toți ceilalți, cu X-Ravel, cu Cosmin Gaming, cu Little Laffy Mobile și cu Upzone. Ok, stai că știu o strategie așa, perfect. Și o să vreau să vă abonați și la aceștia. Să lăsați câte un like, câte un comentariu. În afară de asta, ce mai vreau să vă spun? Nu știu, vreau să-mi lăsați în comentarii ce jocuri mai vreți să fac pentru mobile. Gen, vreau să termin în Walking Dead sezonul 1, episodul 1 și să-mi iau episodul 2. Dar dacă vreți și voi, îmi lăsați în comentarii. Ca să știu dacă mi-l iau sau nu, ca să mi-l iau degeaba. Dar o să mi-l iau pe PC. Termin Walking Dead 1, după aia, așa. Nu pentru altceva.
Ok. Asta și-a făcut el o strategie aici, dar nu știu dacă o să-i meargă până la capăt. Oricum, cred că o să ne bată pentru că tipul știe să joace foarte bine, adică se vede. A, pe dacă pute, eu deja am făcut o gafă aici, poate să vină să-mi dea gol imediat cu ăla de acolo. Și cred că asta o să facă. Da, exact, îl împinge pe la al meu și eu să-mi dau autogol, nu? Ah, ok. Și eu cum fac acum, așa. O, ce gol, golață! Deschid scorul, hai să vedem, 1-1, meci foarte, foarte strâns. Ok. Eu filmez asta imediat după intru și am văzut că din prima jumătate de oră cam așa, s-au strâns 13 like-uri. Deci, wow. Nu știu, pentru mine un număr destul de mare. Pe bune, 13 like-uri. A depășit numărul de recorduri la like-uri pe care le aveam eu. Înainte le aveam la mituri și legende San Andreas, mitul 2 cu Big Smoke, el era recordul de like-uri, 12 like-uri și acum ăsta are 13, deja după urât. Dar unde numărul de vizualizări încă rămâne lider mitul cu Rider. Nu știu, v-am explicat. Miturile au o mică problemă, dar vor reveni la un moment dat. Nu se oprește seria, vă spun, nu se oprește. Doar că este o problemă cu Airshow, pentru că nu știu, ăștia de la Apple, nu știu ce au făcut, au banat aplicația sau ceva de genul. Și acum Airshow nu mai este disponibilă mereu, este disponibilă doar când vor ei, adică genul e disponibilă câteva luni sau câteva săptămâni, o închid iar e oprită și după aia iar se deschide și tot așa. Dar singura variantă ca să ai aplicația full, trebuie să ți-o cumperi și costă vreo 50 de lei sau ceva și n-am chef să dau banii degeaba. Așa că mai bine aștept. Sau fac pe PC, nu știu, îmi lăsa și chestia asta în comentarii. Ok. Notificări de pe Facebook într-una. Oh my god. Asta e deștept, mă, tipul ăsta. Dă-l încolo de tablagiu. Te bă, deci... Oh, I'm noob. I know. I'm fucking noob. Ok, asta a fost un meci destul de lung. Haideți să mai jucăm la... Brazil. Să vedem cu cine ne dă. Cu Ryan. Rian, nu știu. Ok, are același level ca mine. Hai să vedem. Ok, are palete de-astea normale. Ok, din prima am vrut să trag la poartă, dar dacă dai gol din poziția asta, se pune ca faul. Deci nu te lasă să dai gol din prima, pentru că altfel ar fi prea ușor. Pentru că ați văzut și voi. Unlucky. Da. Ok. Unlucky. Bă, ce are mă ăsta de tot spamează rahatul ăla? Oh, man, mamă, ce bine am pus-o. Mamă, și să vezi ce gol de ăsta, că nu-i fraier. Mamă, frate, de ce eu îi le pun în loc să dau eu? Mamă. Mamă, deci dacă rata la faza aia, cred că era cel mai prost din lume. Nu, stai că știu, e altă variantă. Fac așa. Deci varianta asta este bună. Strategie bună, bună, bună. Foarte bună. Mă, dacă era un jucător aici, o dădeam cu peretele. Îl atingea și cred că se punea gol, dacă nu mă înșel. Bă, frate. Deci atât mă enervează jocul ăsta și toate jocurile. Că off-camera le joc, bă, deci sunt buns. Da, pe bune, vorbesc serios. Off-camera sunt... Adică gen câștigă majoritatea din meciuri, știți? Și acum când fac și eu on camera pe YouTube, nu știu ce naiba am de nu mai câștig. Adică cred că pierd și meciul ăsta, se știe deja după cum arată meciul. Că acum poate să-mi dea gol imediat, că uite, sunt gol pe acolo prin careul meu. Și poate să-mi dea gol cu peretele, cu mine, nu știu cu ce-mi dă ăsta, că am văzut goluri. Oh my god. Ah, man, really? Mamă, dacă aveam o de-asta cu mai multă forță, se ducea direct gol. Oricum, eu am și chestii, eu am și avatarul ăsta care îl are el pe jucători.
Dar numai că ăsta e mai bun. Are mai multă forță, mi se pare, sau ceva de genul. Și acum îl dau în ăsta. Shit, fuck my life. Ăsta o să dea gol acum. Oh, shit. Oh, man. Fuck that, homie. Oh, ho. Mamă. Mamă, la asta cred că nu se aștepta. Cred că am făcut și achievement, că mi-a dat acolo 25, că am văzut. Ok. Oh my god, am greșit pasul, așa că mă, ăsta poate să dea gol sau bară, nu știu ce, dă cu peretele. Hai să vedem ce să facă Rian. Ok, l-am blocat și l-am băgat la mine în poartă. Ăsta nu știu ce vrea să facă, același lucru. Îi dau aici cu peretele, pam, pam. You fucking kidding me, no. Poate să o scoată de acolo. Mamă și... Mamă, mamă, ocazie! Ocazie, cea mai mare ocazie din acest match. Gol! Primul match câștigat din acest videoclip. Ok. Please don't leave the match. Da, mă, dar deja am câștigat. Nu știu ce naiba mai vrei să faci. O să joc și un match pe Africa. Și cred că atât o să fie episodul. Nu știu, o să fie episodul, nu un episod de prezentare, nu știu, dacă se strâng mai multe vizualizări și, ca să zic așa, vreo 5 like-uri, maxim, o să fac cu al doilea video. Ok, you win. Ok, nu știu ce starul ăla. Am luat un achievement sau ceva. Nu. South Africa. Ok, mamă, deci intru cu 100 de bănuți. Foarte riscant. Din 600, da, mai am 500. Așa, și cine câștigă ea 200. Ok. În Rusia mi se pare că trebuie să dai două goluri. Da, uite, la ăsta le are pe alea clasice. Dar nu știu cum naiba se numesc astea. Oh my fucking god. Da, deci episodul ăsta o să se posteze după unul sau nu știu cât durează să se proceseze. Toate și este că se postează pe 16. Dacă era fost 15, altă era fost Valentine's Day. Da. O, ce gol! Ce gol! Și ia uite care mai natale. Mă, cred că îmi dă bani în plus sau ceva rahatul ăla. De nou. Uite cum mi-a pus și ăsta jucător. Bă, mâncați, ești curat. Ok, hai să zicem că am scos-o într-un fel. Ah, shit, fuck, și vine cu ăsta de aici, din mijloc. Mamă, și îmi plasează una. E prost ăsta, nu? Nu, nu e prost, a știut. Dar încolo, că a știut, țiganul. Sunt autorea și zim. Și chiar nu sunt. Dar na. Am vrut să fac și eu ceva aici, o parodie. Hai că știe să joace și ăsta, mom. Încolo. Că știe. Știe. Dar să vedem dacă poate să mă facă și pe mine. Mamă, jos sau ce faci? Mamă, frate, cât stai, mă, mâncați, ești gura ta. Stai 10 ani să mor eu. Mamă, și aici trebuia să vină unul. Pum, dacă era poarta goală, mâncați. Și mă stau degajează la mine în careu. Exact cum v-am spus. Și acum o să dau cumva cu peretele aici. Să vedem, pot să fac ceva. Eh. Mamă, și ăsta are ocazie de gol acum. Oh, shit. A fost intens asta. Ok. Altă prostie pe care am făcut-o. Nu știu ce naiba am. Ok, kid. Mamă, frate, cum naiba l-ai pus, mă, veri. Du-te, bă. Una așa. Bă, frate, pe bune. A, că mă bate asta.
Se duce timpul și mă bate. Chiar mai am ce să fac. Acum depinde. Oh, gol. Ok. Agent bun. Oh, deci în loc de 200 îmi dă 300. Ok. Ok. Așa, și văd că am avansat. Ok. Winner. 800. Băi, ești nebun. Ok, băi, deci dacă v-a plăcut acest episod de Soccer Stars, nu uitați să dați like, share, subscribe și comentarii. Ne auzim următorul episod. Pe curând.